Astăzi s-a dat startul lucrărilor de asfaltare pe drumul județean 562, drum ce traversează comuna de Vesel în cadrul unui amplu proiect de reabilitare și modernizare inițiat de Consiliul Județean Mehedinți. Lucrările se desfășoară pe tronsonul ce leagă localitățile Stârmina, Scăpău și de Vesel, începând de la intersecția cu drumul național 56B. În primele ore de la deschiderea șantierului, constructorul a aplicat primul strat de asfalt pe o porțiune de 2 km din zona intersecției drumului național 56B până la intrarea în localitatea de Vesel. Această primă etapă marchează un moment important în procesul de modernizare a infrastructurii rutiere din județ, având drept scop principal îmbunătățirea condițiilor de trafic și a siguranței rutiere pentru locuitorii din zonă. Proiectul este realizat cu finanțare europeană obținută prin programul regional Sud-Vest Oltenia, subliniind astfel angajamentul autorităților de a atrage fonduri externe pentru dezvoltarea comunității locale. Beneficiarii direcției acestei inițiative sunt locuitorii din satele de Vesel și Scăpău, care vor avea acces la o infrastructură rutieră modernă, facilitându-le accesul la servicii și activități economice. Conform planurilor, primul strat de asfalt va fi turnat pe întreaga lungime de 12,7 km a tronsonului drumului județean 562, inclus în proiect, până la sfârșitul anului curent. Lucrările sunt executate conform standardelor de calitate europene, asigurând astfel o durabilitate sporită a drumului și un confort sporit pentru utilizatori. Autoritățile județene își exprimă angajamentul de a continua investițiile în infrastructura rutieră, considerând că un județ bine conectat este esențial pentru dezvoltarea economică și socială. În acest context, modernizarea drumului județean 562 reprezintă un pas important în strategia de dezvoltare regională. Astfel, Consiliul Județean Mehedinți, instituție condusă de președintele Aladin Georgescu, continuă să lucreze pentru un județ mai bine conectat. O infrastructură modernă care să asigure condiții excelente de circulație și siguranță pentru toți participanții la trafic.